de micuță mi-a plăcut să stau pe lângă bunica, mama mai puțin, și la lucru, și la munca din curte, și la bucătărie, și pe câmp, și peste tot mai bunica m-a învățat. Ea a fost mentorul meu. Bunica, când punea apa să se încălzească, eu întrebam ce face cu ea. Face o ciorbiță, face o mâncare, face ceva, și tot timpul cât eram de mică, trebuia să fac și eu degetul arătător, acolo unde ea făcea maiaua pentru pâine. De multe ori mă certa, tu nu ai văzut cum am făcut eu? Ai fost oarbă sau nu te-ai uitat unde am lucrat eu? Că ea tot timpul și la lucru mă punea în poala ei, că ea purta rustă creață, și mă punea în poala ei, în fața ei, așa, și peste umăr mă urmărea să văd ce fac și mă trezeam fără să vreau. Vezi că ai greșit? Ce faci acolo? Unde ți-e mintea? Ea era cu observațiile. De ori faci un lucru să-l faci, ori nu-l mai face, nu te puca. Ei, eu așa am rămas acum, dacă fac un lucru vreau să-l fac, nu să zic că l-am făcut. Blutica, noi o mâncăm și așa, roșia foarte bine coaptă, se pune pe grătar, faci prima dată focul, să faci jarul, până când se stinge focul, culegi roșia ca să fie proaspătă, culeasă din grădină, și câțiva ardei. Până când se coc roșiile pe grătar, iei usturoiul, și-l pisez, că dacă nu-l pisez eu bine să se facă un fel de pastă cu lemn, cu pisologul de lemn, în trachea de pământ, parcă nu-și răspândește aroma aia de usturoi în toată lutica. Și după aceea să ia roșiile, lași un pic ca să poți să umpli cu ele în mână, le decojești de coaja care se rupe, se scoate și un pic cotorul din ele, se pune peste usturoiul care este acolo, se mestecă bine, bine tot cu pisologul, și asta este lutica de usturoi. Eu am stat în oraș, dar m-a chemat țara, m-a chemat pământul. Aceasta a fost povestea bunicii Olga. Cu alte bunătăți și vorbe bune ne întâlnim în episodul următor.